O pisică din Statele Unite trăiește pe picior mare. Felina, pe nume Lia, are parte de vacanțe exotice, locuiește într-o casă de lux, iar meniul lunar depășește suma de 500 de dolari pe lună. Printre preferințele sale culinare se regăsesc ouăle proaspete, pieptul fin de găină și sushi, delicatese pe care stăpâna le împarte cu animalul său de companie. Faceți cunoștință! Aceasta este Lea, unul dintre cele mai răsfățate animale de companie din lume. Pisica are propriul său cont de Instagram, călătorește mult și este una dintre cele mai alintate feline din lume. Pentru a-i asigura un meniu sănătos și hrănitor, stăpâna acesteia irosește cel puțin 500 de dolari pe lună. Printre preferințele sale culinare se regăsesc ouăle proaspete, pieptul fin de găină, precum și sushi, delicatese pe care stăpâna le împarte cu drag cu felina. Pisica locuiește într-o casă luxoasă din Miami, alături de controversatul model de pe Instagram, Veronica Perasso. Pisica este o corcitură între o felină sălbatică și una domestică și are circa 15 kg în greutate. Mișcările sale grațioase amintesc perfect de cele ale unei pisici de rasă Borneo, asemănătoare cu cele ale unui tigru. Spre deosebire de pisicile de altă rasă, Lea este una foarte activă. Îi place să joace fotbal cu cuburile de gheață, poate sări peste 10 metri înălțime și aleargă mult, ceea ce se întâmplă să-i pună viața în pericol. Anul trecut, în timp ce se afla în vacanță cu familia, Lea a sărit pe fereastra unei clădiri cu mai multe etaje și și-a fracturat piciorul. Atunci, facturile pentru intervenția chirurgicală a felinei au costat-o pe stăpână peste 6.000 de dolari. Momentan, pisica se pregătește să treacă la casă nouă, întrucât stăpânii lucrează la crearea unei zone speciale cu un spațiu de joacă destinat în întregime pisicii. Valoarea unei asemenea construcții ajunge de la 40 la 50 de mii de dolari, dar pentru o asemenea frumusețe de felină, stăpânii sunt gata să facă orice.